Am să-i solicit domnului președinte, să, domnul președinte Chiriac, să fac parte din Consiliul de Administrație al muzeului, pentru că este o instituție de cultură. Eu, în afară de cultura porumbului, mai am și alte culturi pe care le cunosc, să zic așa, și cred că pot să-mi permit acolo să fiu prezent și în calitate de membru al Consiliului Județean, și numai în calitate de membru al Consiliului Județean, adică pot să țin și eu, de exemplu, o conferință vis-a-vis de un subiect pe literatură, pe istorie, pe... Vă puneți bine cu el să vă angajeze după ce ieșiți la pensie. Nu mă interesează să ajung o carte, ceva, ca să ajung la pensie consilier la muzeul Brăila. Dar mai bine vă concentrați pe spital. Nu este o... Deci, repet, și ceea ce v-am spus... Îl trimite pe domnul Adetul la spital. De așa are probleme. Nu, dar vă spun, adică nu mi se pare, și mai ales totuși, chiar aici iar apar, de aceea am și zis, mi-am exprimat opțiunea de a mă duce la muzeu, totuși acolo trebuie, într-o instituție unde te duci, trebuie să ai și măcar puțină tangență cu ceea ce este în acea instituție și ceea ce care, și vis-a-vis de imaginea pe care o are acea instituție. Pentru că, până la urmă, la o instituție de cultură trebuie să fie oameni care au un anumit ideea de cultură, la spital trebuie să fie oameni care au un anumit nivel de informare.